Marele stat major al Armatei Naționale a fost creat într-o perioadă complicată, destrămarea Uniunii Sovietice, primii pași pe calea independenței și elaborarea doctrinei de neutralitate a Moldovei. În fața conducerii Marelui stat major de atunci a fost înaintată sarcina de a stabili în ce direcție trebuie să se dezvolte forțele armate. Experiența acumulată e un factor pozitiv atunci când construiești o armată nouă. Armata Națională a fost percepută și pusă de la zero. Și atunci când planifici și organizezi elementul ei de construcție, e importantă experiența multilaterală. Dacă Ministerul Apărării este un organ administrativ și în mare parte politico-militar, apoi Marele Stat Major este creierul armatei. Anume acesta este responsabil de planificarea strategică de implicare a forțelor armate și de securitatea națională, pregătirea generală și mobilizarea forțelor armate ale statului. Avem ofițeri capabili în cadrul acestei instituții și pe viitor ei, cum a fost în trecut, vor fi baza dezvoltării Armatei Naționale. În prezent, în Marele Stat Major activează ofițeri de o înaltă calificare care își fac serviciul în armată de 10-15 ani. Mulți dintre ei și-au perfecționat calificarea peste hotare, majoritatea și-au făcut studii superioare militare în Europa, Statele Unite ale Americii și Rusia. Statul Major Armata Națională este o structură foarte importantă în cadrul armatei. Este generator de idei. Această idei sunt implicate apoi în directive, ordinea ministrului apărării, a șefului Marele Major, care sunt implementate de către structurile abilitate din cadrul Armatei Naționale. Evgenie Mancovski, Nicolae Cebotari, pentru Cotidian.